Primăria Timișoara își propune să îmbunătățească serviciile sociale oferite în cadrul Centrului Cultural și Educațional din Cunț, astfel încât acesta să răspundă mai bine nevoilor comunității. Începând de miercuri 23 octombrie, timp de o săptămână, echipe mixte vor merge pe teren pentru a completa chestionare cu sprijinul locuitorilor din zonă. Acțiunea se va desfășura atât în prima parte a zilei, cât și după amiaza și va presupune colectarea de date din poartă în poartă. Acțiunea este organizată de Direcția de Asistență Socială în colaborare cu Serviciul Management Cartiere al Primăriei Timișoara și Departamentul de Asistență Socială din cadrul UVT. La final, rezultatele cercetării vor fi publicate într-un raport. Scopul acestui demers este de a sprijini administrația locală să atragă resurse, să ofere servicii mai apropiate de nevoile locuitorilor din Cunț și să dezvolte activități noi. Primăria Timișoara și Direcția de Asistență Socială au deschis Centrul Cultural și Educațional Cunț la finalul anului trecut, iar de serviciile sociale și educative beneficiază direct 100 de persoane. Centrul are săli pentru cursuri, cabinete de consiliere, sală de mese, sală de sport, cabinet medical, loc de joacă și locuri de parcare.